Preamărit să fie numele Domnului. Frați și surori, vă binecuvântăm pe toți în numele Domnului Iisus Hristos. Mă bucur să revenim la Valencia. După câteva zile de bucurie, părtășie împreună cu soțiile noastre, împreună cu frați, cu surori, în această seară suntem în Valencia și îl slăvim pe Domnul pentru acest har. Un har pe care Dumnezeu ni l-a dăruit nouă tuturora să fim încă o seară, o parte dintre dumneavoastră veți fi și mâine seară împreună și dorim ca Dumnezeu să reverse binecuvântare peste dumneavoastră și peste noi, cei care mâine vom pleca. Acum am uitat în sală și fratele Mitic am fost foarte atent, a anunțat că eu voi aduce un cuvânt din partea lui Dumnezeu și asta pe mine m-a făcut să iau mult mai în serios acest lucru. De fapt, de fiecare dată l-am luat în serios, dar cu mai multă responsabilitate și m-am uitat înspre dumneavoastră. M-am uitat aici în stânga mea, m-am uitat și în dreapta mea, în spate și am zis, oare ce l-ar împiedica pe Dumnezeu în această seară să lucreze? Și vreau să spun că tu, care mă asculți, pentru că vreau să mai facem încă o rugăciune și nu știu dacă vrei să iei în serios ce spun în această seară, dar eu trebuie să spun din partea lui Dumnezeu că de atâtea ori tu ai fost o piedică pentru lucrarea lui Dumnezeu. Și asta mă refer nu la cei care stați doar în fața mea, ci și la cei care stau în spatele meu și de cele mai multe ori cei care stau în spatele meu și neapărat mă refer la ei, au fost o piedică. Pentru că asta mi-a pus Dumnezeu pe inimă acum, cât am stat jos acolo. Când am auzit că un cuvânt din partea lui Dumnezeu, am zis, Doamne, dar care-i cuvântul din partea Ta? Nu mâna Domnului nu este prea scurtă ca să mântuiască, nici urechile Lui prea tari ca să audă. Cine legiuire ale Tale, ale voastre, pun un zid de despărțire între voi și Dumnezeu. Și dacă există acest zid, oare mai poate lucra Dumnezeu? Repet încă o dată, ce l-ar împiedica pe Dumnezeu în această seară să lucreze? Că de fapt noi ne-am întâlnit în locul acesta ca să lucreze Dumnezeu. Doar pentru a lucra Dumnezeu e nevoie să dăm zidurile la o parte. Le-am spus și fraților care slujesc la noi în biserică, am zis să nu mai treacă nici o slujbă fără a da zidurile la o parte, adică să facem o rugăciune de mărturisire. Vrem să clădim, să punem valori pe lucruri mizerabile și se alterează, se distrug. Valorile lui Dumnezeu trebuie puse pe lucruri sfinte. Și aș vrea în această seară să punem cuvântul lui Dumnezeu și tot ce se va face în continuare într-o inimă sfântă, într-o inimă curată. De aceea, frați și surori, oamenii al lui Dumnezeu, întotdeauna când o lucrare nu merge, dăm vina că cântăreții, predicatorii, spăcătoși, trăiesc în compromis, în păcate, au o viață duplicitară, de aia nu, lucrarea lui Dumnezeu nu merge. Dar Biblia spune, cine legiuire, nelegiurile voastre pun un zid de despărțire. Te-ai gândit că și ale tale pot pune un zid de despărțire? De aceea în rugăciunea aceasta am vrea să-i spune lui Dumnezeu, Doamne, am încercat să-mi ascund păcatul în adunare,
am zis că slujitorii nu mă văd, părinții nu mă văd, soțul nu mă vede, soția nu mă vede. Și faptul că ți-ai ascuns păcatul și ai venit cu păcat și îl tragi după tine de ani de zile ca o tinichea, vreau să spun că datorită ție și datorită păcatului tău ai fost o piedică. Și pentru asta o sânda e mult mai mare. De aceea Biblia spune că noi trebuie să ne mărturisim păcatele. Și în rugăciunea aceasta îl rugăm pe Domn și spunem: Doamne, avem nevoie de iertare. Ferice de cel cu păcatul acoperit. Și Biblia în această seară va ferici pe cei care vin ca păcatul lor să fie acoperit cu sângele lui Hristos. Și în seara aceasta să spunem: Doamne, avem nevoie de sângele Tău. Avem nevoie de iertarea Ta. Doamne, vrem în această seară să ne bucurăm, să fie o seară de har. Dar, Doamne, vrem să dăm acest zid la o parte numit păcatul, Doamne. Și în această seară nimic să nu te împiedice pentru a lucra. Și în seara aceasta numele Tău să fie binecuvântat și glorificat. Cu toată adunarea ne ridicăm și-aș vrea să ne rugăm lui Dumnezeu. Doamne, avem nevoie de iertarea Ta.